Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. V-ați pregătit de alegeri? A început campania electorală. A, nu cred. Păi stai puțin că noi anul ăsta, la anul sunt ce alegeri. Contează? Sunt și pentru... Mai e foarte puțin timp. Frizerie, cum îl cheamă? Pentru primărie, pardon. Sunt și pentru prezidențiale. Nu l-am văzut pe domnul Nicușor, dar s-a mai tuns. S-a mai tuns? Pe asta zic, pentru frizerie. Semestru s-a tuns măcar. Observa că au apărut tot mai multe barber shop-uri de astea și frizerii, locurile astea pentru bărbați. Cred că special, da. Da. S-a aranjat, nu s-a tuns. S-a aranjat. E diferență. Auzi, dar sunt, deci așa, avem la primărie, avem prezidențiale, avem și europarlamentare. Și europarlamentare și pentru parlamentul nostru? Da, tot. Păi și când le facem? Toate în 2024? 2024. Mie alea europarlamentare îmi plac cel mai mult. Acolo nu... Practic nu cunoști pe nimeni, nu prea vine și lumea la vot. Sunt cele mai bune. Sunt cele mai bune. Da? Sunt posturi bune acolo. Și da, acolo practic votezi cine să încaseze niște cash. Două mandate pensioare 5.000 de euro. Care mă, nu știi că a fost și Nea Gigi pe acolo. O mulțime de personalități au fost la Brusel. Gigi a fost puțin. Au mai colorat Mitică puțin alegerile. Mitică Dragomir, dacă mă. Aha. O mulțime de oameni. Că Dragomir a fost europarlamentar? Nu cred. Nu? Nu, a fost parlamentar de ăsta, dar al nostru. A fost de-al nostru. Domnul Dragomir, da, nu s-a băgat în Europa, de-o să avea un pic de bun simț. La prezidențiale o să avem iar scenariul Iliescu Vadim, repetat nu știu câta oară. Da, o să fie complicat, că termină... E aceeași, da. Robotics, asta cum cheamă. Termină mandatul și acolo o să fie o problemă. 7. Da, trebuie să aibă un... Tiriririm. E și cum se repetă Vadim Iliescu dacă ăsta nu mai candidează? Nu, scenariu, am zis. Scenariu, da. În ce sens? Nu mai ții minte cum a fost cu Iliescu Vadim? Cu răul mai mic. Tot, da. Așa, păi și acum și cine candidează? Și cu Iohannis și Viorica Dăncilă? Corect. Da. În general, cam așa. Hai să vezi și acum, tot așa o să fie. Și acum cine crezi că o să fie de la PNL și ăștia și de la PSD și de la... Cine trebuie? Serios? Da. Domnul Ciolacu a anunțat și dânsul ce plan are partidul său. A zis, citez, am văzut că a făcut ieri o declarație în sensul ăsta, citez. De data aceasta, zice domnul Ciolacu, președintele PSD, de data aceasta PSD nu va veni neapărat cu un om politic. Va veni, în schimb, cu un intelectual. Mamă, deci, clar, lovește tare, țintește sus. PSD l-au angajat consilier pe gâgă. Nu există altă explicație. Sau sunt ei autentici? Domnul Ciolacu este autentic. Deci nu om politic, intelectual. Așa. Nu om politic, cu oameni politici au mai încercat. Vă rog, că PSD a avut numeroși oameni politici la șefia partidului și în funcția de prim-ministru. Și doamna aia Hazlie, tot om politic era, intelectual, da, nu prea. La prezidențiale n-au reușit decât cu tovarășul. Da. Atât. După care, alte vremuri, după care domnul Ciolacu, deci după ce a zis-o pe asta, că nu o să fie om politic, o să fie intelectual, a zis, întâi să mă hotărăsc dacă eu voi intra în această competiție. Ai prins, adică să vedem ce zic colegii lui intelectuali. Mie îmi place cum a abordat. Place, deci eu un intelectual și până mai stai să mă gândesc eu primul intelectual. Eu intelectual. Și mai vedem, știi ce spun? Da. Mai zine, din ce zice domnul Ciolacu, pare interesant. Da. După aia l-a dat exemplu pe domnul Ion Cristoiu, drept posibil candidat din partea PSD. Pentru serios? Da, serios. O să avem pui vii la Cotroceni? Cred că dacă câștigă domnul Cristoiu, aș vrea să o văd și pe asta. Deci asta mai lipsește. Doamne, ferește. Dar dacă câștigă domnul Ion Cristoiu, da, la Cotroceni o să avem o grădină zoologică, găină cu pui vii. Ca lumea. Ne ducem să vedem acolo muzeul vechi și găina cu pui vii. Serios, asta ar fi tare, Cristoiu președinte. Da. Dar domnul Cristoiu mai activează? Adică este sau e pensionat? Activează, da. Da. Are din ce în ce mai conspiraționist. Da. E cu vaccinul, cu rușii, cu astea, este rupere. Deci le rezolvă pe toate. Da. Mă rog. Da, să vedem cum rezolvă domnul Ciolacu dilema asta, om politic sau intelectual, că nu la PSD e foarte greu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.